Salut, sunt Ștefan Ruxanda și spun bun venit pe Strada Speranței, un episod nou, un episod de vară, decupat din podcastul de la Teatrul Gulliver. De data aceasta povestim despre lucruri un pic mai profunde, dar despre lucruri care mie îmi plac foarte tare. Despre rolul artistului în acest univers, despre rolul nostru ca oameni în această lume, mi se pare că e o temă destul de actuală și importantă și interesantă, bineînțeles, pentru că din când în când trebuie să ne reamintim de ce suntem aici, care e treaba noastră, care e misiunea, care e rolul nostru în aceste timpuri, în acest loc în care suntem. Nimic nu e întâmplător, știi foarte bine. Cu toții suntem trimiși aici pentru ca să facem ceva, ca să contribuim într-un fel sau altul la viața celorlalți, în primul rând, și, bineînțeles, printr-un răspuns și la viața noastră. Așa că te invit să urmărești acest episod, îți mulțumesc pentru atenție și te las în compania lui Andrei Cristea. Audiție și vizionare plăcută! Cum crezi că noi, ca artiști, creatori, putem face o lume mai bună? Făcându-ne pe noi mai buni, okay. În fiecare clipă. Deci care ar fi, din punctul tău de vedere, lumea ideală, așa, în plan universal? Nu știu care este lumea ideală, pentru că asta o știe numai Dumnezeu, știi? Și lumea ideală este, o să aflăm poate după Apocalipsă, pentru că așa se spune, după Apocalipsă se dă ăla va fi marele reset, știi? Și luăm de la capăt. Da, și pământul rămâne numai pentru cei blânzi, buni și frumoși, sufletește vorbesc. Și acolo cred că este lumea ideală. Noi, în schimb, la nivelul la care putem noi să judecăm cu creierul nostru rațional, și la nivelul la care putem să simțim sau să gândim cu inima, ca să spun așa, cred că o lume ideală ar fi cea în care am lăsa, de fapt, dragostea să se manifeste. Pentru că iubirea, energia asta, este cu adevărat liantul tuturor lucrurilor și a relațiilor dintre oameni și a creației până la urmă și a creației artistice și așa mai departe. Și această iubire noi nu o lăsăm să se manifeste, în primul rând din frică. Frica și iubirea sunt în conflict întotdeauna. Acolo unde este prea multă frică, nu este iubire. Acolo unde este multă iubire, nu este frică. Sunt ca două săbii care nu încapă în aceeași teacă. N-au cum. Uh-huh. Ori e una, ori e cealaltă. Și, din păcate, din frică nu lăsăm această dragoste profundă să se manifeste. Și când vorbesc de dragoste, nu mă refer la relație erotică, deși are și această latură, și nu mă refer nici la apărat la, să spunem acum, că mă întâlnesc eu cu prietenul meu din copilărie și spui, băi, te iubesc ca nu știu ce și țin la tine și mi-aduc aminte de ce frumos am petrecut neșanchiurile de la ore. Nu-i vorba despre asta. Ceva mai profund. Și astea, dar acea iubire simplă, normală, firească, prin care iei omul așa cum este el. Fără să judeci, fără nicio secundă, nicio fracțiune de secundă de judecată. Adică acea judecată rațională în care să zici ăsta e așa, ăsta e așa, ăsta e așa, are calități, are defecte, are lucruri cu care eu rezonez sau nu rezonez, sunt de acord sau nu sunt de acord. El votează cu partidul ăla, eu votez cu partidul ăsta. El strânge bani pentru o barcă, eu strâng bani pentru o masă și așa mai departe. Și pentru că el nu gândește ca mine, atunci suntem la o distanță. Dragostea profundă lasă pe celălalt să se manifeste cum vrea el. Pasul 2, cred că este al acestei lumi ideale, așa cum cred eu că am putea să o facem aici, este ca resursele pe care eu le am. Și uite care sunt resursele. Faptul că reușesc să mă ridic dimineața din pat pe două picioare. Faptul că pot să vorbesc. Faptul că pot să muncesc pentru o pâine și așa mai departe. Toate resursele astea să le pun în slujba cuiva, nu a mea. Și nu a faptului că probabil la Fetești o să apară undeva o statuie cu chipul meu. Ce să spun? No offense pentru cei din Fetești. Sau mă rog, oriunde, hai să zicem. Că asta contează cât se poate de puțin, a fi totuși o toaletă bună pentru porumbei. Dar noi vizăm oamenii, ok? Și ne-ar interesa ca ceea ce facem să fie pentru oameni. Am imaginat. Da, deci porumbei sunt drăguți, dar se pot adapta și altor situații. Nu au nevoie de chipurile noastre ca să aibă unde să-și facă nevoile. Înțelegi? Deci ceea ce facem, lucrurile pe care le am la îndemână, să le pot pune în slujba cuiva. Hai să dau un exemplu mai precis. N-am știut lucrurile astea la momentul la care am trăit acest episod, dar este cât se poate de simplu, de frust și sper eu cât mai ilustrativ. În, nu știu, 15 ani în urmă, cred, locuiam într-un bloc de garsoniere prin București. Era un bloc sinistru. Avea 275 de garsoniere. Era un soi de Bastilia. Eu așa îi și spuneam, mă duc la Bastilia, pentru că era un bloc mamut
cu 3 lifturi, cu 10 etaje, bineînțeles, și culoare de-astea lungi ca la pușcărie. Și spunea cineva, aici e o pușcărie în care cheia e la tine în buzunar. Știi, nu vine vreun gardian să te încuie, te încuie singur și îți bagi cheia în buzunar. Deci ai o celulă acolo. Și în acest bloc de 275 de garsoniere, toată lumea se simțea foarte singură. Atât de singură încât oamenii ieșeau în fața blocului, mai socializau, mai bârfeau, mai făceau un grătar, mai jucau o tablă și așa mai departe. Cred că se întâmplă, de fapt, peste tot prin oraș. Și, bineînțeles că erau foarte mulți pensionari. Când m-am mutat acolo, nu vedeam multe lucruri. Eram destul de tânăr, eram cu ale mele, cu repetiții. Dar din când în când venea mașina de pompe funebre și mai scotea câte un sicriu. Și mi se părea sinistru pentru că într-un bloc cu 275, gândește-te că stai într-o cămăruță înconjurat de 274 de inimi care bat, cel puțin. Deci ai posibilitatea să vorbești cu 274 de oameni, dar stai singur acolo în celula ta și vine noaptea peste tine și stai cu tristețile tale, cu melancoliile tale, poate unii se gândesc la chestii extreme, adică e foarte greu, știi? Și ideea asta că ai niște pereți care te despart de niște oameni care te pot ajuta, asta e sinistru, îți dai seama, tortură mai mare nu cred că există, numai că nu o conștientizăm, o simțim, dar nu o conștientizăm, că dacă am conștientizat am putea să acționăm. Și într-o zi, cred că nimeresc cu, urcam cu liftul și am nimerit cu o femeie foarte în vârstă care arăta ca o franzelă de pe vremea lui Ceaușescu, adică era uscată și slabă, înțelegi, brăzdată de vreme. Și m-a întrebat dacă știu să schimb un bec. Și am zis, uitați-vă la mine. Adică, credeți că tata a stat degeaba în copilărie? M-a învățat tot, domnule, schimb rost la mașină, prize, becuri. Mă rog, i-a spus asta, dar gândeam, cum, domnule, să mă întrebe așa ceva? Și zic, da, doamnă, cum să nu? Și zice, aproape tremura, zice, mă, puteți ajuta să schimb un bec? De-aia sunt pe pământul ăsta. Mă rog. Și m-am dus la biata femeie, am intrat în garsoniera ei, care era de aceeași dimensiune cu garsoniera în care locuiam eu, dar foarte frumos aranjată. Ea, știi, nu știu dacă ai observat că bătrânii au obiceiul ăsta în sufragerie, pun o masă și pe masă pun o vază în care pun flori de plastic, alea de naturale sunt prea scumpe. Și ea avea această masă cu 4 scaune, deși locuia singură. Masa aia care parcă aștepta pe cineva. Era foarte tristă imaginea. Și avea o gățat de tavanul, o lampă de asta, o lustră, cu 5 brațe. Deci, teoretic, puteai să pui 5 becuri. Și ea nu punea decât 2 becuri, pentru ca să facă economie, că avea o pensie jalnică. Și din astea 2 becuri mai funcționa unul. Și ăla, vai de capul lui, de 40-50 de vați. De asta, o chior, rău de tot. Mi-a dat becul, i-am pus acolo, i-am schimbat. Zic, vreți să vă mai pun și alte becuri? Nu, că după aia crește factura. Și nu înțelegeam ce trăiesc, știi? Și am zis, gata, am terminat, mai aveți nevoie de ajutor? Și ea stătea în dreptul ușii de la intrare. Și zic, băi, ce cu femeia asta? De ce nu mă lasă să ies din garsonieră? Și stătea așa cu pumnii strânși. Și terifiată, speriată. Mă, ceva se întâmplă. S-a întâmplat ceva? Și mă întreabă așa, cu ultima rămășiță de voce. Cât costă? Ce să coste, doamnă? Păi, becul care mi l-a spus, cât costă? Doamne, nu costă nimic. Și cum să nu costă nimic? Zic, doamne, nu vă costă nimic, v-am pus un bec. Adică am făcut așa și am pus așa. Păi cum că electricianul de aici îmi cere 200 de lei? Și eu am pensia de 800. Zic, cum să vă ceară, doamnă, 200 de lei pe schimbarea unui bec? Bă, îmi dau lacrimile și acum. Și nu venea să cred ce trăiesc, că femeia asta era o victimă a unui sistem. Era o victimă a unui comportament de ăsta, de tip de junglă, înțelegi? Era ceva de o tristețe maximă. Și zic, doamnă, vă rog, dați-mi voie să ies din casă, dacă mai aveți nevoie de ceva, am lăsat numărul meu de telefon, chemați-mă că un bec, da? Nu mă pricep să vă schimb țevi, da? Becuri sau prize, mă pricep. Femeia nu a mai apelat niciodată, nici n-a mai văzut-o vreodată de atunci. Dar, vezi tu, e atât de simplu. E atât de simplu să poți face lucruri pentru ceilalți. N-ai nevoie de doctorat, n-ai nevoie de nu știu ce conturi în bancă, n-ai nevoie de nu știu ce training ca să faci sau nu știu ce pregătiri speciale ca să poți să-l ajuți pe celălalt. Câteodată e de ajuns să nu-i ceri 200 de lei pe schimbarea unui bec. Ar fi ideal să poți face... Bun, dacă vrei să ceri, nu știu, o acadea sau să zici că omul aș face o pomană cu tine și accepți acea pomană, că a dărui înseamnă și a primi din când în când, dar să nu iei pielea de pe el, mai ales când e vorba de un pensionar care, știm și noi cum trăiesc pensionari în țara asta. Și în sensul ăsta, povestea
care, mă rog, deși e veche și acum mă emoționează, pentru că de fapt e condiția omului, o esență de condiția omului și ce putem face până la urmă, ca oameni, nu ca, și ca artiști, bineînțeles, dar ca oameni. Femeia aia poate la ora asta nici nu cred că mai trăiește, că era foarte în vârstă și atunci. Dar ni se dă, de fapt, uite, mi-am adus aminte acum, de ce povesteam, ni se dă ocazia să dăruim în fiecare clipă, la fiecare colț de stradă. Ideea e să profităm de aceste ocazii, pentru că, de fapt, știi cum spunea Constantin Noica, cel care oferă trebuie să îi mulțumească celui care îi cere, pentru că a primit oportunitatea de a oferi. Ți s-a dat ocazia să oferi, să ajuți, știi? Gata. Îți mulțumesc că ai fost pe strada Speranței Podcast alături de Andrei Cristea și alături de mine, de Ștefan Ruxanda. Îți mulțumesc că ești în această comunitate și dacă ți-a plăcut și consideri folositor ceea ce ai auzit și ce ai văzut în acest episod de Strada Speranței, nu uita, te rog, să share-uiești cu cei dragi ceea ce ai văzut și ai auzit, poate le este de folos, sau să te înscrii și tu în această comunitate. Știi că există un buton subscribe pe YouTube sau apeși pe follow în cazul în care urmărești acest podcast pe Google, pe Apple Podcast, de fapt că Google Podcast nu mai există, sau pe Spotify. Îți mulțumesc încă o dată, abia aștept să ne revedem data viitoare.